Salutare iubiții mei români, aici Ilie Pană de la Laboratorul de Șosete, prezent la datorie. Mă aflu în Bruxelles, în casă, să nu credeți că sunt afară. Dar, din fericire avem o fereastră imensă, prin care vedem cerul, prin care vedem un pic de natură. Câteva clădiri drăguțe aranjate în stil belgian. Și vreau să vă zic astăzi că trecem printr-o perioadă grea, și este foarte important cum gestionăm această perioadă. Dacă perioada aceasta ne forțează să contractăm, să ne contractăm și să reducem cam tot ce facem și eforturile, eu cred că ar trebui să luptăm în opoziție și să ne expandăm în această perioadă, sau cu alte cuvinte să o folosim pentru a crește. Uh, multe persoane care stau acum acasă și lucrează de acasă, poate au mai mult timp și în acest timp, vă rog, din suflet, în loc să uh, stați și să pierdeți vremea pe tot felul de emisiuni care nu vă aduc niciun beneficiu sau pe seriale pe Netflix sau pe, eu știu ce, uh, jocuri pe PC sau pe PlayStation, vă rog, din suflet, să profitați de această perioadă și să vă dezvoltați intelectual ca după ce ieșiți din ea să fiți ca niște rachete așa care trec prin viață. Cred că perioada asta poate fi folosită pentru a citi anumite cărți, pentru a face anumite planuri, pentru a vă strasa obiectivele vieții voastre și după aceea când totul se termină, poate pentru a începe, reîncepe o nouă viață cu mai multă claritate. Noi la laboratorul de șosete încă lucrăm, încă facem șosete, însă în același timp noi suntem izolați în fabrica noastră și trimitem toate produsele prin curier. Eu lucrez de aici, de la Bruxelles, cu Silvana și ea lucrează de acasă. La fabrică lucrăm foarte mult în ture, nu prea avem contact unul cu altul și putem să ne desfășurăm activitatea încă în condiții de siguranță. Dacă lucrurile se înrăutățesc, atunci Poate chiar trebuie să oprim absolut tot, 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 tot în această țară. Sperăm să nu ajungem acolo, dar uh, nimeni nu știe. Încă o dată vă spun și în acest filmuleț, cel mai important este să ne rugăm cu toții la Dumnezeu să ne protejeze. Este o situație fără precedent și deși mulți dintre noi am tratat-o cu uh, uh, indiferență, Cred că a venit momentul să fim, nu neapărat, nu, doamne ferește, să nu să fim disperați, dar să fim foarte responsabili. Vă doresc o zi excelentă și un weekend minunat și încă o dată să profitați de această perioadă pentru a vă dezvolta, nu pentru a vă micșora, da? Și vă pup și vă iubesc! Și nu uitați să cumpărați cutiuțele cu șosete perfecte de la laboratorul... Cutiuțele cu șosetele perfecte la prețuri corecte de la laboratorul de șosete.